Eu vreau ca voi să mă știți ca om normal, nu s-a folosit cealaltă la televizor care vorbește de Uniunea Vamală și de moldoveni și de chirtoacă și nu știu de ce. Alo? Alo? Da. Bună ziua. Da, bună ziua. Doamna Galina Dodon? Da. Sunteți mama domnului Igor? Da. El a fost în Burlacu, la o pirjărie, la niște precedere a unui lider, la fabrica de vin, a dat o sindrofie, o mâncare bună. Alo? O sindrofie, sau cum se zice acolo? Un bairam. Da, 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 el a stat bine acolo la masă, la izvor, 3 zile a mâncat câinii oase câte o păpate ia acolo. Și dacă nu l-ați filmat, v-ați gândit să-mi trimiteți videouri filmate de alții, a? Care au fost de mult publicate. Nu a fost public, adică poate și a fost, dar cum, deci eu vreau să mai zic că mai... Eu aveam să mă adresez la dânsul domn președinte sau să-i zic tovarăș președinte. Dar deoarece eu mă acces pe acel video care el spune că eu vreau să mă cunoașteți voi pe mine, Igor. Igor Dodon, dar nu Svoluci, cel de la televizor. Păi deci acum eu vreau să-i zic lui Svoluci. Vreau să-l întreb și un zăști tu Svoluci. Pentru că e vorba lui. Ok. E vorba lui și... Apropo, eu am mai făcut încă un gest, poate îndrăzneț. Am reușit și am sunat-o pe mama dumnealui. Oho. Pe Galina Dodon. Sigur, e ea, nu e alta? Nu, ea este, pentru că inițial îmi oferise niște numere de la Moltelecom. Am sunat un cetățean aleatoriu din sat și ne-a prezentat numărul dumneei. Să știți că nu s-au dat așa cu o părere chiar bună, printre altele. Ei, eu, la modul serios, am dorit să discut cu dumneei. Dumneei au dat acordul ca să poată să vorbească, dar ceva era ocupat, eu v-am trimis dumneavoastră acea înregistrare. Dacă Igor, tovarășul Igor Dodon, îndrăznește să sune la Curtea Constituțională, eu vă zic, am încercat să vorbesc cu Galina Dodon, mama, ca și pedagog, pentru că sunt uimită de o atare educație. Printre altele, ea spune că eu știu că băiatul meu face bine pentru popor. Atunci, dacă face bine pentru tot popor, eu am întrebat-o, ea privește vreun post de televiziune sau Facebook. Facebook-ul care scrie și care scriu care și vor. Deci eu vreau să zic că Facebook-ul, aceste rețele de socializare, sunt unele corecte. Eu pe Facebook am văzut și aud cum strigă diaspora și încă foarte multe doamne m-au găsit după acel interviu, după acea postare a mea, adică a dumneavoastră, în care eu mă adresez mamei Galina și soția, chiar m-au găsit, domnul Oleg, credeți-mă, plâng pe mine, lumea plânge și plângem împreună, cât de dureros, cât de durut le este faptul că el a divizat, ne-a divizat copiii, ne-a divizat rudele. Prin acțiunile lui Dodon, el în primul rând ne-a făcut pe noi de rușine. Ne-a făcut de rușine la nivel global. Și dacă el este președinte, eu i-aș spune așa, dacă ar veni el acasă sau în rol, eu de acum nu mai știu cum să mă adresez, că atâtea postări văd și atâtea cuvinte murdare și urâte și ca mama lui să nu-i spună absolut nimic. Mie mi-ar fi rușine, credeți-mă. Și eu aș zice că dacă el este președinte, el trebuia să demonstreze președinte. Vă mai trimis eu dumneavoastră și alte videouri prin care el spune că o să zboare și dați, știu toți, de șurșele și câte și mai câte. Dacă mamă, vorbești cu dâns sau nu, doamna Galina? Da, eu aș vrea să știu, dar ce face? Ce face? Păi, dar ceea ce face vă place? Da, el se străduie pentru oameni, nu pentru dânsul. Doamna Galina, dar dacă ceea ce străduința care o face el pentru oameni, oamenii n-aveau atâta să strige, n-aveau atâta să spună. Matador, te uiți la același
Facebook sau la aceleași rețele de socializare? Da, sau păi rețele de socializare, fiecare care nu-i răspunde cum vrea. Eu mă uit, eu urmăresc tot, eu sunt la curent cu totul, absolut. Doamna... Și știu și cine scrie, știu și persoanele în cauză, știu absolut tot. Doamna Galina, dar copiii noștri sunt plecați din țară, sunt plecați dintr-un motiv oarecare, așa? Și ce drepte, de ce mai tare v-am sunat, ce drepte îi dă lui ea să spună, că eu la televizor l-am văzut, că tă, mă roagă în genunchi. Dar copiii mei, 1100 de ani nu o să roage pe... N-o să roage dar pe când n-a spus că mă roagă în genunchi? Asta le-am insinuat dumneavoastră. Doamna Galina, eu vă dau... A fost la Moldova 1, a fost la în direct. O zi bună, sănătate vă doresc dumneavoastră și copiilor dumneavoastră. Și eu sătul până deasupra capului că eu astfel de citesc și știu și sunt la curent și eu știu că copilul meu o să facă numai bine pentru țara asta. Doamna Galina, dar uitați-vă, el spune că, nu, eu vreau să mă știți Igor Dodon, dar nu un sfoloș de la televizor. Eu aș vrea să trimite dumneavoastră astea vorbile lui. El se numește pe sine sfoloci. Cum asta, doamna Galina? Nu știu, eu n-am auzit așa doamna ceva, Galina, și nu vreau să aud. Vă spun, doamna Galina, nu sunt farse, nu-i nimic a... O zi bună, vă rog, nu-i mai stricați inima, că și așa distrusă. Dar păi opriți-l, doamna Galina, toată lumea... Apropo, dacă el este președinte și a depus un jurământ, dar el nu l-a pus, n-a depus jurământul, el nu a pupat drapelul, dar l-a spurcat. Și eu l-aș întreba, de ce el a spurcat drapelul țării și de ce el nu își îndeplinește ceea ce a promis, că el va fi președinte tuturor. Încă vreau să vreau să întreb pe mamsa și pe dumnealui, dacă el privește careva posturi de televiziune și cum reacționează el la toate cuvintele astea murdare, toate replicile acestea care le aude. Și mamsa spune că zici că nu-i drept. Deci atunci când tu nu ești destoinic de a conduce țara, Dodon, eu cred că ar fi cea mai nobilă și de onoare acțiune a ta ar fi demisia. Pentru că dacă nu poți, atunci trebuie să te feriești. Vreau să zic că eu ne-am făcut, uitați-vă, pe foie de date, atâtea crâmpiei am scos din toate postările pe care le-am văzut eu și scris cel mai urât. Recent, uitați-vă, eu am găsit Maxim Isaev, un jurnalist rus, el scrie, el așa și vorbește, glupă-i dator, do prezident el sea, blin, nicavo glupie, tak nafig, na miravoi arene. Ceea ce am scos eu din ce spun acei jurnaliști. Sau am mai auzit și așa, și corect așa, că se spune că el este cățărat pe tron, pe bani. A câștigat alegerile, dar le-a câștigat pe bani. Nu le-au, că și acei care au luat o coadă de scrumbie, iată cine l-au adus la șofie. Chiar mie mi-e răste rușine cum el vorbește și despre scenariile astea cu coronavirusul. Inițial spune că așa nasul lecuță curge, după aceea și capul și nu știu cam, parcă te iau fiori, trece prin tine și trece la scenarii. Scenariu cu focul hare. Dodon, eu am colegă în Italia de 20 de ani. Recent a decedat vârstnicul, bătrânul pe care îl îngrija. Și chiar astăzi am vorbit, spune, nici nu știu ce să fac, dar știi că mi-e frică, una la mână. Sunt acum fără lucru și nici n-am bani și nici nu știu cum să ajung în țară. Absolut, Dodon, nu se gândește la conațional, adică la cetățeni care trebuie să-i cadă în genunchi lui ca el să roage, să-și rupă pantaloni să vină acasă. Eu i-aș spune și l-aș ruga, chiar dacă ar veni pe la sărbători, într-adevăr, să-și dea demisia, pentru că țara are nevoie de un conducător treaz la gândire și coloană sănătoasă și cu memorie perfectă, pentru că nu e normal.
Recent zilele acestea, doi copilași, doi băiței, eu îi aud pe deja, zic, hai, Dodon! Eu așa mă uit la deja, zic, cam deși că n-avem noi familia. Stau în locul lui și îi ascult. Hai, băi, că spui și tu minciuni ca Dodon, dă-ne coașe! Vă zic, această metodă a lui de a spune minciuni, deci o practică copiii. Noi suntem intrați în istoria mondială cu Dodon mincinos. Chiar dacă o convins pe unii alegători cu bani să-l voteze, sau poate o trișat ceva la cec, totuși foarte mulți îl susțin, îl aplaudă și îl vor mai vota. Deci el cumva e reprezentativ pentru societatea moldovenească. Când spunem Dodon, spunem mare parte dintre moldoveni sunt într-o minte cu el. Presupun că nici maică-sa nu a zis că băietul e rău. Că Igoraș are obrazul gros, e evident, și orice critici el le ia în zeflemea, în bătaie de joc. Și maică-sa pare să fie la fel, dacă e și ea consilier local, are zeci de terenuri acolo în Sadova, s-ar putea să fie într-o minte. Complici. Altfel n-avea cum să fie, cum și se spune, că Sușica nu sare departe de trunchi. Păi, credeți-mă, încă o dată am să spun, pentru că eu vă zic, încă o dată mă întorc. El, într-adevăr, se laudă că-i svoloci, atunci noi nu trebuie să cheltuim bani cu un svoloci. Se calculează undeva, mi-am făcut aici notiție, ce cheltuieri cum se cheltuiesc banii statului? Pe timp de criză. Renovarea sectoarelor de poliție, Buiucani sau 15 milioane, Chișinău. Renovarea taberei alunelul 1,5 milioane. Așa, mașini și utilaje pentru Ministerul Apărării 700.000. Covoare pentru Comisia Națională a Pieței Funciare 100.000. Dar și vreau el cu mâinile, cu mâna întins după daite. Dați-vă președintele cărei țări, nu mai țin minte că nici nu am atâția megabați, că eu să cheltui să le văd, să le bine. Fac donații și plus la aceasta ei ajută. Dar acum Dodon nu mai are nas cu Galina din suflet, nu mai are nimic din suflet ca să meargă pe la cei cetățeni, să vadă cel puțin, să le deschidă poarta, să le deschidă. Evident că acolo nu are de unde să mănânci plășintă și să bei pe o pahar de vin. Rușiniță este să-ți fie Dodon. Dar eu te-aș chema acasă, drept cum a spus pe mie, și chemați-l acasă și țineți-l 7 ani în carantină. Rușiniță să-i fie. Dacă ați fi mama lui, da, așa, mama lui a zis că Igorașul e bun și lăsați-l în pace. Cam așa și-a spus. Dar cum vede el medicii? Cum poate să mintă că e cicea, e frumos? Și uitați-vă ce se întâmplă. Uitați-vă că acum e ultima știri. Câți medici sunt infectați? Ce-o luat-o pe pupă, zice Dumbrăveanu, că e doar numai citește, să mă scuzați. El este ministru? Sau Chicu? Chicu că ridică sprânceana în sus, că e cel mai bun guvern de la Harvard. Dar Chicu, dacă tu treci măcar pe lângă Harvard, știe cine-i Mureșanu? Nu știe. Siegfried Mureșan, europarlamentar, șeful delegației Parlamentului European la Chișinău. Deci el, dacă nu știe cine e Siegfried Mureșan, ori s-a făcut într-o ureche, s-a dar făcut de râs. Chiar nu, el nu cunoaște, el cunoaște atâta, el cunoaște glamorne reți, nu le parte. El cunoaște cuvântul, dar nu știe sensul cuvântului, că nu prea era nimic glamoros în ce a făcut femeia cea de la Soroca. Păi ei așa, doar de râdere ei poate să vorbească, altfel nu știu să vorbească, ce zic. Ei știu minciuni să spună și să mintă glamorna. Cea mai bună soluție este demisia de onoare. Demisia de onoare, să-și să pui mâna așa pe inimă, cum spune minciuni, fără ca să spună mâna pe inimă. Și demisia de onoare, nu se mai poate. Lumea este, stă prin vân. Mă tem că nu o să fac asta niciodată și din contra, la toamnă, la iarnă o să avem alegeri și s-ar putea oamenii să-l mai voteze odată, dacă nu cumva o să fac el o stratagemă să-l voteze ciracii lui în Parlament.
Brigăde, eu am 63 de ani, dar eu am văzut o schimbare în țară. Ce-a făcut el până când era și la ministru, la Ministerul Economiei? Ce-a făcut atunci? Dar nu a făcut nimic. Dar și-au căpărat terenuri. Nu a făcut absolut nimic. Au fugărit copiii din țară. Ce tineret acum au rămas în țară? Uitați-vă, eu vă mai trimis dumneavoastră niște filmulețe acolo, niște strigăte la cer. Până acum eram în Transnistria și în Moldova, acum ne-am mai divizat încă și în diaspora. Dar rușine să-i fie. Rușine, eu nu știu, mamsa. Eu trezit lui sentimentul de dragoste, de țară, de patrie. O trecut, o citit el opera lui Rivieru. Dar știe el de bigonii lui Eminescu. Dar absolut nimic nu știe. El zice că ești patriot și creștin și foc haric de atâta să-l aducă că e creștin. Nu poate el paște fără foc haric. Genii catolicii pot stea numai papa în biserică și nu-ți ducă nimeni acolo la Sfântul Petru. Genii că musulmani, cât îs ei de fundamentaliști, de foarte religioși și-au interzis pelerinajul la Meca. De asta îți duci să aducă foc haric, ca oamenii să creadă că spate de ieșit din casă, îți ducă la biserică după foc, vine să-i stropească cu aghiazmă și în felul ăsta o să mai avem o explozie de COVID încă la vară și nu mai mâncăm noi cireșa anul ăsta, ăștia care suntem prinși în casă. Da, asta e, el trebuie să răspătească pe Vladimir, că și aici el este o politică. Dar el este un îngânfat, este un îngânfat, un arogant el este. El nu a coborât niciodată, dar să uitați, eu v-am trimis dumneavoastră în confirmările Zelenski. Zelenski, el spune că da, eu vreau să am onoare de la cetățeni și onoare are Dodon. Că el se laudă că el e svoloci. Eu sunt așa sigur, Dodon, dar la televizor eu svoloci, dar eu nu l-am văzut pe dânsul atunci când a fost în burlacul. Nu l-am văzut, că e cădea corana jos. Am înțeles. Eu vreau ca voi să mă știți ca om normal, nu svoloci alb la televizor care mă vorbește de Uniunea Vamală și de moldoveni și de chirtoacă și nu știu de ce.